Aflată în cantonamentul din Slovenia, Astra Giurgiu a susținut aseară a doua partidă de pregătire, după ce la începutul săptămânii a învins cu 1-0 echipa Cicura Sahere din Georgia, formație care va juca în preliminariile Europa League. Aseară scorul final înregistrat împotriva formației Sturm Graz a fost 1-1, după ce Astra s-a văzut condusă pe tabelă la primul atac al gazdelor. Meciul s-a jucat în Austria la baza de pregătire a prim divizionarii din Graz, acolo unde Dobras l-a învins pe Gavrilaș cu un șut plasat din care urmare. Astra a știut să-și impună jocul și, având o posesie mai bună și ocazii mai clare, a egalat prin Voldrin în minutul 20. Aschnad lassen, vielleicht sehen wir es in der Wiederholung, ob ihm die Sicht verstellt war. Oder war der Ball vielleicht sogar noch von Spendelhofer abgefälscht? Oficialii clubului Astra au dat mai multe detalii despre această partidă, consemnând că William, Nicolae, Balaure și Ioniță au mai semnat câteva ocazii bune, scorul final rămânând însă 1-1.